Am ajuns la un moment culminant în călătoria lui Avram. Urcând povârnișul muntelui Moria, pentru că Dumnezeu l-a pus la încercare, acolo se întâmplă ceva ce trece mult dincolo de ce văd ochii noștri. Acolo Dumnezeu îl încearcă pe Avram să-l ajute să înțeleagă prețul pe care Dumnezeu însuși a trebuit să-l plătească pentru împlinirea legământului său. Dar ascultați cum curge textul. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, și du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot pe muntele pe care ți-l voi spune. Textul începe cu expresie: după aceste lucruri. Și dacă ați fost atenți la citirea Genesei, mai întâi expresia apare în capitolul 15, versetul 1, apoi în 22, versetul 1 și se repetă în versetul 20. Dar în dimineața aceasta m-aș opri la primele două texte. Expresia după aceste lucruri introduce ceva foarte important, mai ales în primele două cazuri. De pildă, dacă mai țineți minte, în capitolul 15, Dumnezeu îl pregătește pe Avram pentru a încheia un legământ cu el, legământul avramic, care urma să se împlinească în Domnul Iisus Hristos. Și textul începe așa: după aceste întâmplări, după eliberarea lui Lot și respingerea bogăților Sodomei pentru că s-a întâlnit cu Melchisedec, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a spus: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Dar trecuseră ani buni și promisiunea lui Dumnezeu nu era împlinită și de aceea Avram, într-un fel, sare și spune: Doamne, ce-mi vei da, mor fără copii? Și moștenitorul casei mele va fi Eliezer din Damasc. Dar nu se oprește aici, ci îl acuză pe Dumnezeu în mod direct și iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Dumnezeu l-a luat și l-a dus afară sub bolta înstelată și a spus: privește stelele cerului, așa va fi sămânța ta. Versetul 6 spune: Avram a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Aproape că ne vine să închidem cartea Genesa, spunem: în sfârșit, Avram a ajuns. A ajuns! Pentru că asta este fraza care călătorește prin toată Scriptura, dragii mei, vorbind despre mântuirea prin har. Și Dumnezeu vine cu a doua parte a promisiunii. Dumnezeu i-a zis: eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Aldeia, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Ascultați răspunsul lui Avram: Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi lua în stăpânire? Acum mă gândesc, cum se poate ca după versetul 6 sau în versetul 8? Dragii mei, problema seminței era între Dumnezeu și Avram, dar problema țării implica o mulțime de oameni, 7 neamuri. Și Avram intrase în legământ de pace cu vecinii lui. Dacă sămânța mea va fi ca stelele cerului, ce vei face cu oamenii aceștia? Dumnezeu i-a zis: ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Avram știa exact ce are de făcut cu ele. A luat animalele, le-a despicat în două, le-a pus față în față, a creat un culoar și pe vremea aceea cei care făceau legământul treceau unul pe lângă celălalt și strigau: cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă voi călca legământul. Avram așteaptă, Dumnezeu întârzie și un somn adânc cade peste el. Și Dumnezeu începe să-i vorbească despre viitor. Și spune: am auzit frământarea inimii tale, le mai dau 400 de ani de har, pentru că paharul de nelegiuire a moriților încă nu s-a umplut, nu s-a atins vârful. Avram se deșteaptă
dar era deja întuneric. Și dintr-o dată textul spune că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări de foc au trecut printre dobitoace. Și versetul 18 face o precizare. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram. Nu Avram cu Domnul, ci Domnul a făcut un legământ cu Avram. Ca și cum Dumnezeu ar fi strigat în auzul, în sufletul, în inima lui Avram. Avrame, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, dacă tu vei călca legământul. Dumnezeu a luat asupra lui și partea lui Avram și a descendenților lui, de fapt, și partea ta și partea mea. Puneți-vă și dumneavoastră întrebarea pe care mi-am pus-o eu. Oare cât a priceput Avram despre prețul pe care Dumnezeu avea să-l plătească pentru împlinirea legământului? Cât o fi priceput Avram despre prețul pe care Dumnezeu avea să-l plătească pentru împlinirea acestui legământ? Într-adevăr, Isaac era dovada credincioșiei lui Dumnezeu. Când nimeni nu credea, când nimeni nu se mai aștepta, Dumnezeu și-a împlinit promisiunea la vremea potrivită. Oare capitolul 22 să fie dovada credincioșiei lui Avram față de Dumnezeu? Ca să avem cele două jumătăți ale întregului? Dumnezeu s-a dovedit credincios. Oare tu, Avrame, îmi vei fi credincios? Dar ce înseamnă asta? Nu, dragii mei, capitolul 22 este mult mai mult. Nu-i doar despre Avram, ci în primul rând despre Dumnezeu și despre planurile lui. Acolo, în capitolul 22, Avram trebuie să priceapă ceva, măcar, din prețul pe care Dumnezeu avea să-l plătească pentru împlinirea legământului său. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis: Avrame, iată-mă. A zis el. Dumnezeu i-a zis, și putea să-i spună cam așa: Avrame, ia pe fiul tău și du-te la ardere de tot. Va fi dovada ascultării tale. Și m-am întrebat, de ce vâră Dumnezeu pumnalul în sufletul lui Avram și îl și răsucește, dragii mei? Ismael era plecat de o bună vreme. Isaac avea între 25 și 33 de ani, spun rabinii evrei. Cu alte cuvinte, inima lui Avram se lipise de singurul lui fiu. Și Dumnezeu, în adins, se atinge de rana sufletului lui. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot pe muntele pe care ți-l voi spune. De ce, Doamne? Dar cine ești de fapt? Dragii mei, teologii în zilele noastre se întreabă care dintre noi, ca părinte, cunoscându-l pe Dumnezeu, am face ce a făcut Avram? Mai ales că textul nostru spune Dumnezeu Elohim. Este un termen general. Nu este Iahve, nu este Domnul, ci este Dumnezeu, un Dumnezeu. Care Dumnezeu îmi spune să-mi iau fiul, să-l aduc ardere de tot pe muntele pe care el mi-l va spune? Imaginați-vă frământarea lui Avram și m-am întrebat de multe ori, de ce naratorul nu ne vorbește absolut nimic despre frământarea lui, nici despre frământarea lui Isaac? Ca și cum nu despre Avram, nu despre Isaac ar fi vorba în tot textul acesta. Dar nu pot să nu mă gândesc la ce s-a întâmplat în sufletul lui Avram. Și-o fi zis, cine ești, Doamne? Ești cumva Dumnezeul care mi-ai spus în Ur, ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta? Ești Dumnezeul care mi-a promis binecuvântări extraordinare și m-a făcut binecuvântătorul tuturor familiilor pământului? Sau ești Dumnezeul acela care a trecut în noaptea aceea printre dobitoacele despicate? Ești Dumnezeul care te-ai prezentat ca El Shaddai și mi-ai cerut să umblu înaintea ta fără prihană? Mi-ai schimbat numele? Mi-ai dat porunca tăierii împrejur? Ești cumva Dumnezeul care te-ai oprit la ușa cortului meu și ai făcut promisiunea aceea incredibilă, negreșit? La anul mă voi întoarce și Sara va avea un fiu? Sau ești Dumnezeul acela care în nebunia mea am împins-o pe Sara în mâinile lui Abimelec, dar tu te-ai arătat și ai scos-o de acolo
și ți-ai împlinit la vreme hotărâtă făgăduința și fiul care mi-l ceri este dovada credincioșiei și suveranității tale. Cine era Dumnezeu pentru Avram ca el să asculte de porunca lui? Dragii mei, Noul Testament o ia în diverse cărți și discută tot fenomenul acesta. Dar ascultați-l pe Pavel vorbind despre Dumnezeul lui Avram în capitolul 4, versetul 17. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru al tuturor înaintea lui Dumnezeu. Și acum uitați-vă la textul nostru, în care a crezut. Dar în ce fel de Dumnezeu a crezut? Care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Într-un Dumnezeu care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Fără să fi ajuns la o astfel de credință într-un astfel de Dumnezeu, vă întreb, cum ar fi fost posibil ca a doua zi, dis de dimineață, nu, ci doar dis de dimineață, Avram s-a pregătit de împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. A pus șarau pe măgar, a luat slujitorii, l-a luat pe Isaac, a tăiat lemnele pentru arderea de tot și au pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut de departe locul respectiv. Și a zis slujitorilor săi, rămâneți cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm. Și apoi? Dacă nu crezi într-un Dumnezeu care învie morții, după ce tu te-ai pornit să-l aduci pe fiul tău ardere de tot, ce rost au cuvintele lui și apoi ne vom întoarce? Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Avram a ajuns la locul despre care îi vorbise Domnul și înainte de a ajunge acolo, fiul său îi pune o întrebare. Tată, da, fiule, a răspuns el, iată lemnele, iată și focul. Unde este mielul pentru arderea de tot? Răspundeți dumneavoastră în locul lui Avram. Fiule, a zis Avram, Jehova, Ire. Dumnezeu însuși va purta de grijă pentru mielul, pentru arderea de tot. Și-au mers amândoi împreună înainte. Când a ajuns la locul despre care îi vorbise, pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit un altar, a așezat lemnele pe el, l-a legat pe Isaac și l-a așezat pe altar deasupra lemnelor, apoi a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghie pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis, Avrame, Avrame! O, cât de mult aștepta Avram vocea aceasta. Iată-mă, a răspuns el. Îngerul i-a zis, să nu te atingi de băiat, să nu-i faci nimic rău, că știu acum că te tem de Dumnezeu încât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. După aceste lucruri, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Dar oare ce-a vrut să încerce Dumnezeu? În ce constă încercarea? Dragii mei, Isaac era dovada credincioșiei lui Dumnezeu, pentru că el și-a împlinit cuvântul că nimeni nu mai credea și nimeni nu mai aștepta. Planurile lui Dumnezeu se împlinesc după calendarul lui Dumnezeu, cu mijloacele lui Dumnezeu, nu după calendarul oamenilor. Oare capitolul 22 să fi fost dovada credincioșiei lui Avram față de Dumnezeu? Dumnezeu s-a dovedit credincios
acum e rândul tău, Avraame. Sau este mult, mult, mult mai mult decât atât. Aduceți-vă aminte de legământul din capitolul 15, când s-a lăsat întunericul, un fum a ieșit ca dintr-un cuptor și niște flăcări de foc au trecut printre dobitoace. Și în ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avraam zicând, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, dacă tu, Avraame, nu eu, ci tu, Avraame, vei călca legământul. Să fie oare evenimentul de pe muntele Moria ilustrarea prețului pe care Dumnezeu trebuia să-l plătească pentru împlinirea acestui legământ? Dar de ce era important lucrul acesta pentru Avraam? Nu era prețul pe care Dumnezeu trebuia să-l plătească? De ce trebuia să încarce Avraam cu ceea ce era pe inima lui Dumnezeu, cu ce simțea Dumnezeu? În capitolul 20, după ce Dumnezeu i-a spus, la anul pe vremea aceasta, Sara va avea un fiu, el pleacă din Gerar, pleacă din Kiriat Arba și din Hebron și ajunge în Gerar. Și printr-o jumate de adevăr o împinge pe Sara, în mod conștient, dragii mei, pentru că repeta această greșeală, am pune noi în ghilimele, în mâinile lui Abimelec. Acum Dumnezeu era la colț, pentru că într-un an de zile trebuia să împlinească promisiunea lui. Până acum l-a tot dus cu vorba 25 de ani. Și Avraam și-o fi zis, să vedem, Doamne, dacă te descurci. Dumnezeu se arată noaptea în vis lui Abimelec și spune, dă înapoi femeia, că e nevasta altuia, dacă nu te omor. După care face ceva ce n-am înțeles de ce o spune lui Abimelec. Este ce? Proroc. Și se va ruga pentru tine. Avraam primește cu nonșalanță toate darurile lui Abimelec, se roagă pentru el ca și cum Abimelec ar fi fost vinovat, nu el. Este proroc. Dar ce este un proroc? Dragii mei, un proroc nu este unul care are vedenii și viziuni. Un proroc este un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. Când cineva îndrăznește să zică așa, vorbește Domnul, trebuie să fie gata să se încarce cu poverile de pe inima lui Dumnezeu, să simtă ce simte Dumnezeu. Luați-i la rând din Vechiul Testament. Ca proroc, Avraam nu putea să-și continue drumul fără să se încarce cu prețul pe care îl va plăti Dumnezeu pentru greșelile lui, pentru păcatele lui. El trebuia să simtă ce simte Dumnezeu ca să fie un reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ. Luați-l pe Isaia. Care dintre noi am vrea să umblăm în păpucii lui, să fim tăiați în două cu ferestrăul? Luați-l pe Ieremia. Târât, dragii mei, de-ai lui în Egipt și moare acolo. O bătaie de joc pentru toți cei din jurul lui. Sau să nu vorbesc de Ezechiel, fiul omului. Dar dați-mi voie să mă opresc în dreptul lui Osea. Suntem în momentul în care paharul nelegiuirii lui Israel se umpluse. Dumnezeu era cu pada în mână să semneze cartea de despărțire, să rupă legământul cu Israel. Osea este ultimul proroc și Dumnezeu îl cheamă, dar ca să poată fi prorocul Domnului, trebuie să încarce cu poverile de pe inima Domnului. Și inima lui Dumnezeu plângea pentru că soția lui era o curvă, dragii mei. Du-te și ia-ți o nevastă de curvie. El se duce și ia pe Gomer și o roagă. Rămâi a mea. Rămâi a mea. Dar ea, obișnuită cu păcatul, dragii mei, ca dromaderele în pustie, e cu ibovnicii ei. Și-a lăsat copiii acasă. Și Dumnezeu îi spune lui Osea, du-te și caut-o. Du-te și plătește și scoate-o din mâna ibovnicilor și cheamă-o acasă. Și el trebuie să facă de nu știu câte ori lucrul acesta. Și în felul acesta, inima lui Dumnezeu devine inima lui Osea. Ascultați frământarea de pe inima lui Dumnezeu, capitolul 11, versetul 8. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac Admei? Cum să te fac Țeboimul? Mi se zbate inima în mine. Tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Asta simțea Dumnezeu. Asta
trebuia să simtă prorocul Avram. Avram trebuia să conștientizeze prețul pe care Dumnezeu îl va plăti pentru împlinirea legământului, pentru că numai așa putea realiza importanța chemării și a preoției la care l-a chemat Dumnezeu. Numai așa putea realiza. Inima lui să ardă pentru lumea asta, pentru neamurile acestui pământ stricat, cum ardea inima lui Dumnezeu, care înainte de veșnicii își pregătise propriul său fiu ca preț de răscumpărare. Dar de ce avea nevoie după aceste întâmplări? Care era ultima întâmplare după care vine încercarea? Vine Abimelec la Avram a doua oară și spune: văd că Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. Nu vrei să intri în legământ cu mine, să-mi jur că nu mă vei mai înșela nici pe mine, nici pe copii, nici pe nepoții mei? Și Avram zice: jur. De ce a venit Abimelec la el? Să-i vorbească despre Dumnezeul pe care îl vedea în inima lui, care i s-a arătat într-o noapte și a dat-o înapoi pe Sara. Și Avram, în loc să-i vorbească despre Dumnezeu, se târguiește cu el pentru o fântână. După aceste lucruri, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram să simtă prețul legământului, importanța chemării și a mandatului primit. Dar mai este ceva. Dacă ai pornit pe urmele lui Dumnezeu și ai intrat într-o relație cu Dumnezeu, nu-L poți vizita din când în când, duminica sau la Paște sau la Crăciun, ci trebuie să umbli înaintea Lui și să fii fără prihană. Cu alte cuvinte, relația cu Dumnezeu este umblare cu Dumnezeu, nu o întâlnire sporadică cu El. Umblare cu Dumnezeu. Condiția relației cu Dumnezeu este o inimă neîmpărțită. Nu se cuprinde toată legea într-o singură poruncă: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, tot sufletul tău, tot cugetul, toată puterea ta? Oare de ce a spus Domnul Iisus: dacă iubește cineva pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, pe fiu Avrame ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine? Dragii mei, Dumnezeu nu este duhul lămpii lui Aladin care să ne împlinească așteptările și dorințele și plăcerile și experiențele. Nu El este în slujba noastră, noi suntem în slujba Lui, dacă ne-am dăruit cu toată inima noastră. Dar Avram mai trebuia să înțeleagă ceva. Toți dumnezeii din jur cereau închinătorilor lor prețul suprem pe fiilor. Și așa au apărut, dragii mei, în religiile păgâne, jertfele umane. Ori Iahve, de-a lungul Scripturii, interzice cu desăvârșire lucrul acesta. Și Avram trebuia să înțeleagă acest adevăr, să îl diferențieze, să îl separe pe Dumnezeu de dumnezeii popoarelor din jur. Versetul 13 spune: Avram a ridicat ochii și a văzut un berbec încurcat cu coarnele în tufiș. S-a dus, a luat berbecul, l-a dus ardere de tot. Ce scrie mai departe? În locul fiului său. Berbecul în locul fiului său. Dar un Dumnezeu drept nu poate pune pe talerele opuse ale cântarului un miel sau un animal și un om. Omul este corana creațiunii. Numai om cu om pot fi comparați, nu om cu miei și berbeci și capre și... Dar imaginea care aveți înaintea dumneavoastră pleacă din Eden și va trece prin toate cartea Levitic și tot sistemul jertfelor va fi croit după acest tipar. Pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui a găsit un substitut pentru Isaac. Și substitutul pentru Isaac, pentru că și el a păcătuit cum noi toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, nu putea fi un berbec, ci cel pe care îl prefigura Fiul lui Dumnezeu. Versetul 14 spune: Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și astăzi: la muntele unde Domnul va purta de grijă. Interpretarea ne-o dă textul însuși în versetele 15 la 18. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cer pe Avram și a zis: pe mine însumi jur
zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta, pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta nespus de mult, îți voi înmulți sămânța și aceasta va fi ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta vă stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Dragii mei, când citești cărțile teologice, vezi că oamenii interpretează în fel și chip evenimentele pe care le găsim pe paginile Scripturii. Și zilele trecute m-am frământat și mie cu astfel de interpretare în care este imposibil să te întrebi sau să crezi că Dumnezeu îți cere să aduci fiul ca jertfă. Și marea problemă este tocmai tăcerea lui Avram. De ce nu mijlocește cel puțin cât pentru Sodoma și Gomora? De ce nu zice nimic lui Dumnezeu? De ce toate acestea? Cu siguranță Dumnezeu testea iubirea lui Avram pentru fiul său. Dați-mi voie să deschid un pic tot tabloul la perspectiva lui profetică, pentru că există ceva în text care se repetă în mod supărător, ca și cum naratorul a vrea să nu cumva să treci peste lucrul acela, muntele acesta. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot pe muntele pe care ți-l voi spune. Versetul 2. Pe muntele pe care ți-l voi spune. Versetul 3. A plecat spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. Versetul 4. Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Versetul 9. Când a ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, versetul 14. Avram a pus locului acestuia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Nu-i așa? Locul este ales în adins de Dumnezeu. Este un punct fix în țara promisă. Un punct fix pe planeta noastră. Dați-mi voie să las doar pe profetul Isaia să vorbească despre muntele unde Domnul va purta de grijă. Dacă răsfoim doar prima parte a cărții lui, găsim pomenit muntele acesta sau locul acesta în capitolul 2, capitolul 11, capitolul 24, 25, 27, să nu vorbesc despre capitolul 53, unde se împlinesc toate aceste lucruri prefigurate de Avram și Isaac. Dar atunci când mă uit atent la textele acestea, văd că ele se așează și de o parte și de alta a prăpastiei, și la prima și la a doua venire a lui Hristos. Și asta mă face să mă întreb, oare muntele a fost ales la întâmplare? Nu. Dragii mei, Dumnezeu a hotărât, ieși din țara ta și vine în țara pe care ți-o voi arăta. Și deși a plecat în Gerar, Dumnezeu l-a trimis înapoi, dragii mei, la muntele Moria. Dați-mi voie să iau doar un text din Isaia, capitolul 25. Îl cunoașteți, l-am citat de multe ori când am studiat Isaia. Dar în dreptul primei veniri a Domnului Iisus Hristos, versetul 6, Domnul oștirilor pregătește și de acum, observați, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Ceea ce se întâmpla pe muntele Moria, sub ochii tatălui și a fiului, dragii mei, vorbea despre planul lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta înlătură măhrama care acoperea toate popoarele, învelitoarea care înfăciura toate neamurile, nimicește moartea pe vecie. Da? Și Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele. Dragii mei, muntele acesta a fost ales în mod special de Dumnezeu. Acolo îndepărtează ocara poporului meu. Da, Domnul a vorbit. Și dacă aș citi mai departe, în ziua aceea vom zice, iată Dumnezeul nostru în care ne încredeam că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne-am pus încrederea să ne veselim, să ne bucurăm pentru mântuirea câștigată pe muntele acesta.
Dragii mei, muntele acesta nu este doar un punct fix în geografia Țării Sfinte, ci este un punct fix în istoria biblică. Dacă în primele 10 capitole din Genesa autorul înghesuie 2000 de ani de istorie, în cele 6 zile din jurul muntelui acestuia sunt 40 de capitole, de 500 de mii de ori este mai densă informația în jurul muntelui acestuia decât în orice altă parte a Scripturii. Dacă vrei să apuci Scriptura de undeva, apuc-o de la Hristos, de la cruce, vino la muntele acesta, că doar așa se poate. În Duminica Floriilor, călare pe mânzul unei măgărițe, coboară muntele Măslinilor și apoi urcă muntele Moria spre locul jertfirii lui Isaac. Acolo era templul transformat într-o peșteră de lari și curăță templul respectiv. 4 zile mai târziu, așezat la masă în camera de sus împreună cu ucenicii săi, Domnul Iisus, care trecuse probabil printre dobitoacele despicate și strigase cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, dacă tu, Avrame, vei călca legământul, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi și în locul vostru. Dacă mă întorc la Avram, a lăsat măgarii și slugirea, a luat lemnele, le-a pus în spinarea fiului său, el a luat în mână focul și cuțitul și au mers împreună amândoi înainte. 2000 de ani mai târziu, nu tatăl Avram, ci tatăl ceresc, a îngăduit să-i se spună în spinarea întrupatului său fiu lemnul pentru arderea de tot. Și încovoiat sub povara lui, oare tatăl era alături de el, urcând povârnișul muntelui Moria cu fiul său? Nu putea fi în altă parte, pentru că Pavel spune Dumnezeu era în Hristos, acolo pe cruce, împăcând lumea cu sine. În Vinerea Mare, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, plătind prețul pentru împlinirea legământului din Genesa, capitolul 15. Dragii mei, cerul s-a întunecat, natura s-a dezlănțuit, cutremur de pământ, mormintele s-au deschis, catapeteasma din templul s-a rupt în două, de sus și până jos, și s-a lăsat liniștea. Dar a treia zi, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Doar duminica viitoare, Rusaliile, încă ne putem saluta așa. Hristos a înviat. Pentru că muntele acesta este punctul focal al geografiei și istoriei planetei noastre. De aceea a doua venire a lui Hristos este legată de muntele acesta. Și aș cita doar două versete, vă las pe dumneavoastră să le răsfoiți pe celelalte. Versetul 23 și 24 din Isaia 24. Luna se va acoperi de rușine și soarele de groază, căci Domnul oștirilor va împărăți pe muntele acesta, care e muntele Sionului, da? Care e muntele Sionului și la Ierusalim, strălucind de slavă în fața bătrânilor lui. Dragii mei, asta nu se poate întâmpla decât la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Nu e așa că muntele acesta este punctul focal al istoriei, al geografiei, al profețiilor lui Isaia? Și odată ce acolo pe cruce au fost purtate păcatele noastre, s-a pregătit coborârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii. S-au pregătit Rusaliile, prin care Dumnezeu a venit, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, să locuiască în noi, să umble cu noi și noi cu El. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Oare de ce?
Avram trebuia să conștientizeze atât prețul, cât și implicațiile chemării lui Dumnezeu. Doar așa putea să înțeleagă importanța mandatului pe care Dumnezeu i-l-a dat. Era un vas pentru o întrebuințare de cinste, dar cinstea aceasta trebuia onorată de Avram, dragii mei, cu toată inima, tot sufletul, tot cugetul și cu toată puterea lui. Dar oare numai pentru el este important să înțelegi prețul plătit de Dumnezeu pentru mântuirea mea și a ta? Nu, dragii mei, și pentru noi. Pentru că noi nu cugetăm la prețul plătit de Dumnezeu. Inima noastră este plină de îndoiel și de nesiguranță și ne uităm la noi și nu știm dacă suntem sau nu suntem mântuiți și nu știm ce să facem și dacă suntem siguri, dragii mei, agățăm siguranța noastră pe 2-3 versete memorate, dar lipsesc rădăcinile acestui lucru. Cu cât mai bine înțelegi prețul, cu atât mai mult ți se liniștește inima, că inima nu se liniștește privind la tine, privindu-te în oglindă, ci privind la El. Dar cu atât mai mult se încarcă sufletul cu responsabilitatea de a fi preotul lui Dumnezeu în lumea aceasta coruptă. În Roman, capitolul 8, versetul 32, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? V-ați gândit vreodată că așa de mare a fost prețul plătit de Dumnezeu încât El nu poate lăsa lucrurile la jumătate? Ce a început în noi, El va isprăvi până în ziua venirii lui Hristos. Dacă privim la El, nu la noi. Și dacă prețul acesta al legământului ne-a pătruns în suflet, ascultați-l pe Pavel în Roman 5, versetele 8 la 10. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu ce scrie acolo? Cu atât mai mult. Acum când suntem socotiți, neprieniți, vom fi mântuiți de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Domnului Iisus Hristos, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu Dumnezeu, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dragii mei, de ce Domnul Iisus ne-a dat cina Domnului pe care vom sărbători și de seară ca să spunem povești la ea? Nu. Să ne lăsăm copleșiți ca Avram pe muntele Moria de prețul plătit de Dumnezeu ca împlinirea legământului făcut în Genesa 15. Dar pe măsură ce înțeleg prețul acesta, sufletul, inima mi se încarcă cu responsabilitatea de a umbla cu Dumnezeu și de a fi fără prihană. Asta i-a cerut Dumnezeu lui Avram. Eu sunt El Shaddai, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Dar oare numai El? În 1 Petru, capitolul 1, versetul 10 la 12, prorocii căutau să vadă ce are Dumnezeu de gând cu patimile lui Hristos și cu slava care aveau să fie urmate. Adică priveau la prețul imens pe care Dumnezeu trebuia să-L plătească și în lumina acestui preț continuă textul nostru. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre și fiți treji. Puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați strâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci știți prețul, căci nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții noștri, ci cu, citiți cu mine, sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, care a fost cunoscut când? Înainte de întemeierea lumii. Stați puțin! Ori atunci când Avram și Isaac cu lemnele în spate urca povârnișul muntelui Moria, ce se întâmpla în locurile cerești? Dacă el a fost cunoscut ca miel înainte de întemeierea lumii, înseamnă că Tatăl și Fiul
stăteau și priveau cu răsuflarea tăiată la Avram și Isaac. Și în momentul în care îngerul Domnului a oprit junghierul, întorcându-se spre fiul său, tatăl a strigat: pe mine însumi jur că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de glasul meu și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța Avrame, în sămânța ta, adică fiul meu, singurul meu fiu, cel prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Iar fiul miel, meditând la ceea ce-i vedeau ochii, s-a întors spre tatăl și a zis: acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta. Dar tocmai pentru ceasul acesta am dezbrăcat slava, s-am acceptat să devin mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Tată, proslăvește numele tău. Amin. Vedeți să ne ridicăm și să ne închinăm. Doamne, care dintre noi pricepem prețul pe care Tu l-ai plătit pentru mântuirea omenirii acesteia? Te rugăm în bunătatea Ta, fă, Doamne, pentru noi ceea ce ai făcut pentru biserica din Efes. Deschide-ne mintea și inima să pricepem aceste lucruri. Să le putem cuprinde în inima noastră măruntă, pentru ca, înțelegând ceva din inima Ta, din prețul plătit de Tine, să ne bucurăm de siguranța aceea că ceea ce ai început în noi vei isprăvi până în ziua venirii lui Hristos, dar să ne încălcăm și cu responsabilitatea de a fi proroci ai Tăi, purtători de cuvânt, purtători de Dumnezeu, preoți ai Tăi în lumea asta coruptă. Doamne, învață-ne să umblăm cu frică și cu tremur în călătoria noastră, să ne ducem mântuirea până la capăt, mulțumind întotdeauna pentru harul Tău, nu pentru meritele noastre. Amin.